Salut, sunt Ioana Mașca și în cele ce urmează ne vom ocupa de aria triunghiului. Este foarte cald afară, iar pentru a se răcori, Ana dorește să își facă un evantai. Dar singura bucată de hârtie pe care o are la îndemână este în formă de triunghi. Așa că trebuie să facă ceva, să plieze hârtia în părți pe care să le suprapună cât mai bine, să obțină un evantai ca acesta din figură. Bineînțeles, nu iese la fel de frumos. Deci, cu alte cuvinte, trebuie să împartă triunghiul în triunghiuri cu arii egale. Cum să facă? Nu are niciun instrument geometric la îndemână. Crede că dacă împarte baza în părți egale, obține triunghiuri cu arii egale. Nu știe ce să facă și dacă e corect. Oricum nu are două foi de hârtie la dispoziție, așa că trebuie să iasă din prima. Afară e foarte cald și trebuie chiar să o ajutăm. Bun. Mai întâi, haideți să demonstrăm pentru noi că într-un triunghi ABC, în care considerăm mediana AM și notăm cu G centrul de greutate, avem triunghiurile AMB și AMC echivalente. Ce înseamnă două triunghiuri echivalente? Două triunghiuri sunt echivalente dacă ele au ariile egale. Să calculăm raportul dintre diferite arii ale triunghiului și în cele din urmă să arătăm că împărțind baza în segmente congruente obținem triunghiul cu arii egale. Să ne apucăm de treabă. Deci, avem triunghiul ABC, foaia, hârtia pe care Ana o are la îndemână. Da? Să-i construim, să-i găsim M-ul, să-i mijlocul latului BC, să construim mediana AM și să arătăm că aria triunghiului AMB, AMB este egală cu aria triunghiului AMC. Păi cum facem acest lucru? Construim înălțimea AA', da? Hai să scriem aici, fie AA' perpendicular PBC. Aria triunghiului AMB este, după cum știm, baza ori înălțimea pe 2, adică BM ori AA' supra 2. BM-ul știm că este BC pe 2, M fiind mijlocul BC, ori AA' pe 2, adică vom avea BC ori AA' supra 4. Numitorii suprapuși se înmulțesc. Aria triunghiului AMC este egală cu, din nou, baza ori înălțimea. MC ori înălțimea este tot AA', dar triunghiul nostru fiind obtus, după cum am văzut în lecția cu liniile importante dintr-un triunghi, înălțimea piciorul înălțimii este pe prelungirea laturii. În loc de MC, vom pune din nou BC pe 2 ori AA' supra 2, adică obținem BC ori AA' supra 4. Cele două câturi fiind egale, rezultă cele două arii egale, deci primul punct al problemei este rezolvat. Să arătăm, să calculăm raportul dintre aria triunghiului ABC și aria triunghiului AGE, E fiind punctul de intersecție al medianei CG cu AB. Să mai luăm o figură, să mai facem o figură pentru a o avea în fața ochilor. Numărul ABC. AM este una dintre mediane,
GC este cea de-a doua mediană, da, centru de greutate, și spunem că a doua mediană taie latura AB în E. Să calculăm raportul dintre area triunghiului AGE și area triunghiului mare. Păi ce vom face? Noi știm că area unui triunghi este baza ori înălțime asupra 2. Din G vom duce perpendiculara pe AB și îi spunem piciorului perpendicularei F. Din C să ducem perpendiculară pe AB și să notăm piciorul perpendicularei cu H. Bun. Triunghiul EFG este asemenea cu triunghiul EHC. EHC, asemănarea rezultând din faptul că FG este paralel cu CG, avem CH, avem perpendiculare pe o aceeași dreaptă. Prin urmare, știm că, scriind raportul de asemănare, EG supra EC este egal cu FG supra HG. Noi știm că EG este o treime din EC, da? E fiind centrul de greutate, prin urmare FG supra HG întreg raportul este egal cu 1 pe 3. Aria lui AEG va fi egală cu baza AE ori înălțimea FG supra 2, adică AE-ul va fi AB pe 2, FG-ul este HG pe 3 din raportul determinat, ori HG pe 3, totul supra 2, vom avea 1 pe 6, altfel scris, din AB ori HG supra 2. Asta este area triunghiului ABC și am demonstrat că area triunghiului AEG este 1 pe 6 din area triunghiului ABC. Raportul căutat va fi în cazul acesta de 1 pe 6. Să întoarcem că area triunghiului ABG este o treime din area triunghiului ABC. Deci să arătăm că area triunghiului ABG, aceasta, este o treime din area triunghiului ABC. Păi ce avem? Area triunghiului ABG, haideți să ne uităm mai bine, area triunghiului ABG este baza AB ori înălțimea HGE, care am arătat, ori înălțimea FG, care am arătat că este HG supra 3. Deci, vom avea area lui BAG este egal cu AB ori GF supra
2. Știu că GF este HG supra 3. CH supra 3, deci va fi AB ori CH supra 2 ori 3. Aici avem area triunghiului ABC înmulțită cu 1 pe 3. Deci am arătat că area lui BAG este o treime din area lui ABC. Ne întoarcem și punctul 5 vă rămâne la, ca temă, pentru că avem de arătat că împărțind baza în segmente congruente, obținem triunghiul cu arii egale, deci Ana, dacă va împărți baza triunghiului în n părți egale, va obține n triunghiuri de arii egale, de suprafețe egale, pe care apoi le poate plia și să obțină evantaiul mult așteptat. Cum vom face? Vom lua triunghiul. Vom lua triunghiul. Vom împărți baza în părți egale. P1, B2, BN și vom duce înălțimea AA'. Aria fiecărui triunghi va fi egală cu baza, produsul dintre bază și înălțime. Bazele fiind egale și înălțimea fiind aceeași, AA' înseamnă că ariile sunt egale. Deci avem BB1 ori AA' supra 2 egal cu B1 B2 ori AA' supra 2 egal, puncte, puncte, egal cu BNC supra 2 ori AA' supra 2, de fapt aici este B indice N minus 1, B indice N minus 1 ori AA' supra 2, deci vom obține N triunghiuri cu arii egale, respectiv pliurile evantaiului căutați de Ana. Și ne oprim.